Bine ați venit, domnule președinte! Revin, copiii nu mai au securitatea aceea socială despre care cu toții știm că la un moment dat funcționa în orașul ăsta. Eu personal, atunci când mergeam la școală, eram la vârstă de școală gimnazială, de școală primară, mergeam singur la școală. Astăzi nu mai am garanția că pot să trimit în siguranță pe cel mic să meargă singur la școala din capătul cartierului. Și atunci ăsta a fost unul dintre obiectivele pentru care am intrat, fiindcă acest oraș, chiar în urma acestei pandemii, are nevoie de siguranță socială. Și cu siguranță, împreună cu echipa, cu candidatul nostru la primărie, cu domnul Gheorghe Ciuvotaru, vom reuși să implementăm acest proiect de siguranță publică. Un alt motiv pentru care noi suntem astăzi aici este că acest oraș trebuie să înceapă să ofere șanse. Nu mai poate fi lăsat la marginea intereselor unui partid sau altul de guvernare, nu mai poate fi trecut la și altele. Oamenii trebuie să înceapă să-și dorească să trăiască în orașul ăsta. Și pentru asta e nevoie de locuri de muncă, e nevoie, așa cum spuneam, de siguranță, e nevoie de școală. Unul dintre obiectivele care au stat la baza fundamentării acestui program de campanie a fost și nevoia unui liceu de informatică ce se află scris și în programul de guvernare național. Președintele partidului poate să confirme că noi avem numai pe regiunea Moldova intenția de a reconfigura cel puțin 10 licee informatice. Unul dintre ele trebuie să fie la Botoșani. Care este și candidatul nostru de la Coșula și îl rog, nu, puteți rămâne între, că totul se va întâmpla dumneavoastră. Vă dau microfonul. Candidatul nostru de la Procomun, la Coșova. Atamnul Pădurean, ca păureate, bun venit la Botoșani. Și vă rugăm să rămâneți în continuare, să vedeți un scurt program. Și copiii mei au pregătit ceva, plăcinte de la Botoșani. Hai copiii! Având în vedere că este prânzul, domnul președinte pleacă spre București.